fost invitați conducătorii specialiști proiectului agricol de producere, producătorii gospodării țărănești, inginerii funciari care sunt agronomi de specialitate, fermieri din statele noastre, precum și consultanții locali AXA. Toate serviciile care noi conlucrăm în decursul anului subordonează Ministerului sau alt tangentă cu agricultura. Majoritatea din cei invitați s-au prezentat, mai sunt persoane care, mă rog, mai este gripă, boală, una alta, cu încerc de apăsări. Dacă nu aveți împotrivă, este propunerea să începem lucrul nostru de astăzi. Dacă aveți împotrivă. Deci, la întâlnirea noastră de astăzi, au fost invitați și participă. Dintre noi, s-a apropie, am văzut acum la telefon, s-a apropie, are o delegație străină, nu s-a apropie, ne lui. Deci, avem așa, domnul Iuri Mășoi, directorul Institutului de Agrochimie, Petologie și Puteța Solului Nicolae de Modeni Șineu. De asemenea, cu domnia sa, îl avem pe domnul Iah Nicolae, agrochimist, cercetător științific, de asemenea, la Institutul de Agrochimie, Petologie, Puteța Solului Nicolae de Modeni. Îl avem pe Bureț Paz Boincianu, șeful laboratorului sisteme agrotehnice la Institutul de Învăț Selecția. Avem de asemenea pe domnul Macedon Mihail, din Comisie de Stat pentru testarea soiului de plante în Ministerul Agriculturii. Domnul Abab Vitali, specialist la proiectul IFAD. Și îl avem pe domnul Ciofu Valeriu, silvicultor, care pe parcursul discuției noastre persoane invitate, cred că vor interveni ca mediatori în probleme care noi punem pe discuții. Deci, cu referință la ordine de zi și regulamentul pentru ziua de azi, în materialul dumneavoastră noi v-am pus careva materiale, poate nu chiar toate, oricum planificăm, eu știu, ca maximal de ore finalizăm lucrul, dacă o să fie posibil mai grabă și mai degrabă, eu știu, prezența este liberă, cum liberă? Dacă are nevoie careva să dea un gât de apă sau un măr să mănânci și poftim, pentru că noi astăzi, în principiu, am dorit ca să avem un schimb de experiență. Dar până a face acel schimb de experiență, acumulat de dumneavoastră de-a lungul anilor, noi, Direcția RIP, am pregătit o informație pentru dumneavoastră, care cred eu să vă provoace la o discuție liberă, sinceră și, cred eu, productivă pentru dumneavoastră. Deci, în informația care vă prezentăm pe ecran, ne-am stăduit pentru început să vă prezentăm dinamica de dezvoltare, eu știu, sau de pe volum producției agricole, de prețuri comparabile, produse în Râmnul Florești, începând cu anul 2006 și până în când decurs de 11 ani de zile. Dumneavoastră vedeți din ecran, prima linie de sus este producția întregime pe raion, a doua este producția vegetală și linia mai jos este producția animalieră. Deci dacă scoatem și nu facem excepție la anii stăcitori, cum ar fost 2007, 2012, 2015, noi am putea observa așa, în principiu, o creștere dinamică a rezultatelor obținute de producătorii agricoli de raion de cursul anilor care noi i-am menționat. În următoarea tabelă, nevoască, vă prezentăm unele rezultate în ultimii 4 ani de zile, adică vă prezentăm la principalele culturi agricole, recolta medie la hectar, cu excepția anului 2016, asta este primii de ani de date statistici, pe 2016, prezentate din teritoriu, care ce date statistici am primit abia ieri, în prima jumătate a zilei, și am reușit. Dar ele mult de fieră. De voastră observați, practic la toți indicatorii, la care se observă o creștere dinamică, și excepție de nou face anul 2015, care a avut o excepție de studie excesivă și ei vorbesc de nou despre munte. Următoarea informație de voastră vă prezentăm niște date din teritoriul acumulate în 7 colective agricole și vedeți despre investițiile efectuate la unitate de suprafață la principalele culturi agricole și prețul de cost a producției agricole. Uitați-vă dumneavoastră, cât observați, adică, care sunt investițiile la unitatea la hectar? Ia uitați dumneavoastră, la grâul de toamnă, ele încep la 5.842 de lei în gospodăria domnului Tiera și ajung până la 11.850 de lei la hectar de grâu. Avem anul trecut în gospodăria Sot Pojar, avem 10.700 și avem chiar 12.000 de lei, 12.000 de lei în gospodăria Anta Agro CBS. Uitați-vă de asemenea prețul de cost, sau să ne costă cum cândva am învățat la institut, acum mai spune prețul de cost. Cum de fieră.
Ați găsit fiere de la 1,65 lei, sau 1,46 lei într-o multieră, la kilogramul de greu, până la 2,20 lei, 1,97 lei, în alte gospodării agricole, și în centru este recolta primită la unitate de suprafață la hectar. La porumbul mare, uitați-vă de asemenea, care sunt investițiile, de la 4.900 la 5.000 de lei, până crește până la 30.000 de lei. În dependență, clar că de fertilizant, de pesticid, de tot așa mai departe. Dar oricum, și uitați-vă și prețul de cost cum variază. De la 1,28 lei în gospodăria din Cajuca Nord-Nord, se ne costă la un kilogram de porumb până la 2,92 lei, chiar până la 3 lei, în alte gospodării agricole. La fora soarelui, investiții la hectar, anul trecut, aici 7 colective numai am reușit să le acumulăm. Dar oricum, de la 5.000 sau aproape 5.000 de lei în gospodării de multieră și ajung până la 10.000 în alte gospodării și de asta prețul de cost, care este el, în anul trecut, în gospodările date, variază de la 2,34 lei, 3,19 lei, 4,58 lei, și așa mai departe. La strecă de zahăr, stăi gospodării, deoarece nu mai stăi gospodării care am luat informațiile, au... Și de asemenea, dacă noi anii trecut, până anul trecut, noi undeva să vorbim că investiția la hectar să fie undeva ajung 25.000 de lei și este suficient pentru a obține de recolte cât de cât profitabile, în anul trecut la gospodăria Tetra Comagru, după dată primite, au investit chiar 30, aproape de 100.000 de lei la fiecare hectar de sfeclă. Prețul de cost fiind de 650 de lei. În următoarea informație care mi-a dat dumneavoastră, noi am încercat de a vă da despre structura prețului de cost. Eu înțeleg că nu fiecare contabil din toate gospodării noastre, nu-i timpul acelea când contabilul vine la raion și o săptămână întreagă, că două săptămâni nu putea prezenta așa e, raport și era întors, verificat, astăzi sunt alți timpuri, unii contabili duc la un loc, eu nu vreau să comentez, pentru că nu am drept să fac această chestiune, că vorbim de pesticide, duc la un loc cu îngrășăminte minerale și alte chestiuni, dar oricum, ceea ce am obținut noi, își facem trimite doar la următoarele. Iată, structura prețului de cost, uitați-vă dumneavoastră, care este ponderea semințelor în procente, că le variază de la 5-6% până la 17%. Uitați-vă fertilizanței, care la greu de toamnă, care variază în procente de la 11% până la 34%, până la 31%. Nu și pesticidele, uitați-vă, de combaterea bolilor, de vânturilor, care este ponderea lor în structura prețului de cost. Este destul de mărișoară. La porumbul mare, de asemenea, uitați-vă de asta, semințele în gospodărie, în prima gospodărie, 40% costul la semințe alcătuiește. Nu, la Tetra Comagru 2%, deoarece anul trecut dumnealor au semănat porumb soiul de noastră autohtone, adică semânțe de la smuldovnească. Adică cât de cât... uitați-vă fertilizanță de asemenea, care este ponte la fertilizant, ponte la pesticide. De asemenea, la floarea soarelui. La floarea soarelui, grean. La floarea soarelui, de asemenea, uitați-vă, care este ponderea fertilizanților și pesticidilor? El de asemenea ajung în ansamblu în jur de 50%. Și la stecă de zahăr, de asemenea, și fertilizanții și pesticidele, în ansamblu, acumulează tot de asemenea în jur de 50% din prețul de cost. Iată, noi vreau să ne punem așa o întrebare, cred că destul de des, iată cele ce au obținut, sau cele ce au reușit să vă rădăriți, nu ne satisfac, ori nu ne satisfac. Probabil că în mai multe cazuri noi am spune nu mi satisfac, deoarece investiții la hectar cresc, prețul de vânzare a producției agricole e la nivel sau cam scade și evident disproporția asta e atunci la faptul că în unele cazuri, adică o ramură sau o cultură sau o altă cultură nu este profitabilă. Pentru că atunci când avem niște ani cu niște constrângeri pe materie serioasă, obținem și aici și obținem. Noi, cu dumneavoastră, am vorbit la mai multe întruniri, cunoaștem acele riscuri cu care ne vă confruntați dumneavoastră în fiecare an, începând de la seșta sezonieră, care și anul trecut nu ne-a primit să semăna grâul în toamnă în termen optimal, și nu ne-am zis cu semănatul 2 săptămâni și jumătate, poate și mai mult, și astăzi în sare este greu. Avem temperaturi negative iarna, avem noi înghețuri de primăvară, avem noi erozia de vânt, furtul intrat, erozia de apă, ploi cu grindele, săcite, noi cam toate le-am avut în țăța niște, noi cam toate le-am avut în teritoriul nostru. Dar dacă noi revenim la aceea, noi ne-am dorit dumneavoastră să
să avem o dezvoltare dinamică. Adică din an în an să lucrăm mai cantitativ, producem, să crească veniturile în gospodărie, să fie posibil de a ne dezvolta. Iată, în știință se spune, definiția științivă, că agricultura durabilă este producție intensivă de produse competitive, având raporturi animalioase și de masă cu mediul înconjurător. Iată, noi trebuie să punem întrebarea, iată ce noi facem. A noastră activitate este prietenoasă mediului, este animalioasă cu mediul înconjurător. Probabil că noi am găsit de vas, că nu chiar în toate cazurile. Nu tot timpul noi avem aceste chestiuni. Iată, potrivit Centrul Republican de Cretologie Aplicată, componentele principale sistemului de agricultură durabile, cam care sunt ele? În primul rând este asolamentele cu rotație rațională în culturi, care are menirea, în primul rând, de a menține și a ameliora potențialul productiv a solului. Și locul 2 este introducerea obligatorii în asolamente a culturii leguminoase, care fixează azotul din aer în sol. Următoarea este aplicarea agrășămintelor organice, dar totodată este factorul cel mai important în a menține fertilitatea solului, ca de asemenea influențează foarte pozitiv la toate procesele care se fac în sol, fizice, biologice, chimice. Urmează utilizarea îngrășămintelor minerale și iată sabatul noi vorbesc în doze moderate. Asta înseamnă că aceasta numai ca o completare a măsurilor mai sus menționat, ca o completare la îngrășăminte organice, ca o completare a rotației de culturi în solament, rotația culturilor care, sau completarea culturilor care noi le introducem, fixați azotul din aer. Sistemul de lucrare a solului este următorul. De mai cunoașteți că atunci când solul se lucrează corect, este procesul de auto-refacere a solului, petrec mai bine, mai corect, și invers, când noi lucrăm solul nu corect, atunci are loc și distrugerea structurii solului, și reducerea substanța organică în sol și alte chestiuni negative care se produc în sol. Măsurile de protecție a plantelor. Și odată să avanțe, noi vorbesc că aceasta să fie primit ca o strategie care prevede folosirea la minimum a substanțelor chimice de protecție împotriva răpoși, dăunători și dând o prioritate adică la metodele agrotehnice și biologice de combatere a bolii dăunătorilor, a solului de plante mai productive, rezistente la boli dăunători. Noi vorbim cu dumneavoastră despre factorii care determină recolta finală și ei sunt foarte mulți. În această listă, clar că nu sunt toți, îi cunoașteți dumneavoastră și noi nu putem spune că e important o lucrare sau altă lucrare. Dar noi dacă am făcut toate, dar n-am semnat la timp, am dat tot lucrul. Ori dacă poți lucrare, nu mai efectuăm la timp și calitativ, de atâta vorbim cu toți factorii care determină, sunt destul de importanți, însă iată venim cu o completare sau o adăugire potrivit experiențelor de lungă durată efectuate din Institutul de Agrochimie, Pedologie și Protecția Solului Nicolae Dimos, s-au făcut careva constatări. Prima constatare este că, Iulian, prima constatare este că fiecare procent de humus poate asigura plantele din sol cu azot accesibil în mărime de 24 kg. Adică aceasta înseamnă că solurile, dacă au un construct de humus de 3%, ar putea asigura plantele 72 kg de azot. O altă constatare este că într-un gram de humus se conțin circa 450 mg de azot și în jur de 14 mg de fosfor. Adică la mineralizarea 72 kg de azot din masa organică din sol, în fondul liber, ar putea trece în jur de 20 kg de fosfor. Și alta este că regimul caliului, potasiului, pe 90% din teritoriul Republicii, ne pot nu asigura o dezvoltare normală a pacei sau a producției. Adică dacă facem o concluzie, solul cu un conținut de 3% de humus, iar putem o asigura undeva în jur de 72 kg de azot și 20 kg de fosfor mobil. Următoarea tabelă, cred că o aveți dumneavoastră, trecem, că nu ținem timpul. Deci, din contul fertilității eficiente, conform Institutului de Pedologie Agrochimie, s-ar putea de obținut în jur de 25-26 centari de grâu de toamnă, în jur de 3 toane de porumb marfă, în jur de 1,5 tonă de tăiasol și în jur de 20 toane de steagă de zahăr. Tot
totodată, noi v-am dat de voastră așa de urmați anul viitor, vă dăm să de față pentru a produce la greu de toamnă, o toamnă de greu de toamnă și producția de paiele aferente, extrage sau consumă din sol, uitați de voastră, 30 litri de azot, 200 de fosfor, 200 de caliu. Adică la recolta de 5 tone, pentru că nimeni nu lucrează azi pentru o recoltă mai mică de 5 tone, pentru că ar avea nevoie planta, ar avea nevoie de 165 grame de azot, 60 de fosfor și 105 grame de caliu. Am vorbit ceva mai înainte, că într-un sol care are consum de humus de 10%, s-ar putea mineraliza 72 grame de azot și trece în formă liberă în jur de 20 grame de fosfor. La porumbă marfă, de asemenea, uitați-vă, 20 kg, la o tonă de porumb, 20 kg de azot, 10 de fosfor, 25 de caliu, la recolta de 6 tone, evident, datele le veți în tabela de alături. La porea soară, de asemenea, pentru o tonă de semințe și tulpinile, frunzele, am avea nevoie 40 kg de azot, 18 de fosfor, 70 de caliu și magneziu, 17 kg și asta la steca de zahăr. Și de acum, iată, și ceea ce are nevoie la recolta de 50 de tone. Stimați colegi, când noi vorbim cu dumneavoastră de fertilizarea culturilor, dumneavoastră cunoașteți foarte bine, eu nu deschid America, dumneavoastră trebuie doar să vă amintesc că noi urmează să ne împărțim cu dumneavoastră de câteva probleme sau lucruri foarte importante. În primul rând, rezerva elementului nutritivii din sol. În primul rând, azotul, fosforul și caliul. Cultura premergătoare. Îngrășămintele administrate la cultura premergătoare. Producția care noi am planificat-o și grazul de aprovizionare cu apă. Totodată urmează să ne cont, stimați colegi, de faptul că nu cantitatea sau planta asimilează din sol, din îngrășăminte minerale, nu toată cantitatea de element nutritiv care noi am introdus-o și iată în tabela care vă prezentăm dumneavoastră, potrivit datelor Institutului de Agrochimie și Patologie, în dependență de sol, solul tipic, cerozemul pescuit și așa mai departe, evident să aveți nevoastră în materialele date, dar dacă luăm în mediu, greu de toamnă, ar putea, adică din îngrășăminte minerale, asimilează în jur de 50% din elementul de nutriție. Fosfor, în jur de 20-50 caliu. Porumb pentru boabe, din îngrășăminte de asemenea, 50% azotul, 25 fosfor, 55 caliu. Din sol, uitați cifrele în mediu, sunt ceva mai joase. Următoarele culturi le avem la steca de zahăr și porumbul de asemenea, vedeți de voastră care sunt în mediu. Și ca să nu vă țin timp, vă zic de voastră, le aveți și în informația care v-am prezentat-o. Vă mai prezentăm o informație. Noi de voastră avem asta informație, dar vreau să vă amintesc că așa numită posedeistrie, în primul an, în întreaga cantitate de se extrage, și iată, uitați-vă de voastră, de îngrășămintele minerale, în primul an, dacă luăm pe țara, dacă luăm în minte, sau în primul an de zile, 60-70%, undeva azi 8 se extrage, 15-20% fosforul, 50-60% caliu. În a doilea an de zile, se poate încă să, adică plante să folosească, ar putea beneficia din în jur de 10-14% de azot, 15-20% de caliu, și chiar și în a treilea an de zile, fosforul ar mai putea să aibă careva influență asupra plantei care noi cultivăm. Gândesc că este un lucru foarte important pentru dumneavoastră, pentru fiecare care cultivă să ne pune această chestiune. Următoarea informație foarte suficient, rolul fiziologic pentru plantea macroelementul de ordin secundar. Acesta este sulful, magneziu, calciu și clorul. Să nu vă îmbegați noi clorul, pentru că vorbim de este microelement, acum noi tot mai des să-l găsim. Mă rog, salvanții îl pasați ca un element, ca macroelement de ordin secundar, dar fiecare dintre aceste adică, elemente au o importanță nu mic pentru plante. În primul rând, sulful sau insuficiența de nutriție produce încetinirea și apoi oprirea în creștere, frunzele se îngălbănesc și o îmbătrânire prematură. Insuficiența de magneziu în nutriția plantei se manifestă prin apariția unei colorații așa galbene. Și așa mai departe. De asemenea, caliu și cloră. Dacă vă amintiți, noi putem prăjit când sămânam porumb, sămânam după tutun, vă amintiți și că ați zis mai în vârstă, era un cloros și căutam noi și erau chestii țânc și alții, eu știu, care noi, adică, tratam porumbul ca să dispară aceasta. Un rol mare important are pentru plante și microelementele,
toate le cunoați, și Pieru, și Boru, și Turcu, și Siegu. Nevastă o plească ele, dar de lipsă de timp nu vreau să mă opresc. Vreau doar pe dumneavoastră, că noi am vorbit de ceva mai sus despre rolul plantei prin mărgător. Și iată, dumneavoastră, vă dăm câteva informații. De asemenea, sunt niște date care sunt acumulate la Institutul de Pedologie, Agrochimie, Protecția Solurilor. Și uitați-vă dumneavoastră, după cultivarea lucernii, soii, mazării și fasolei, în sol, rămâne azot biologic, la lucernă 250 kg, la soie 70, la mazării 200, la fasole 20. Urmează să ținem cont. Următoarea informație este consumul de azot, fosfor și caliu în paile de grâu. Noi asta mai vorbim, dar vă amintesc că la fiecare tonă de paie de grâu în solul încorporat, de cusenie, s-ar putea încorpora la 5 până la 10 kg de azot, la 2 până la 3 kg de fosfor și în jur de 6 kg de caliu. Adică la recolta de 5 toare de grâu la hectar, având proporție de 1 la 0,8 bob de paie, noi am putea încorpora 4 toane de paie și este a dat nouă în sol, undeva în jur de 20-40 kg, 8-12 de fosfor, și în jur de 24 kg de caliu. Și dat voi cu informație, că după cultivarea floarea soarelui, care și eu am făcut acest cultur greu, floarea soarelui, care la noi ocupă terenuri destul de mari în raion, și dat dumneavoastră, după cultivarea floarea soarelui, în sol mai rămâne de 24 kg, adică atât patate este excepție, ar rămâne 24 kg de fosfor, în jur de 190 kg de caliu, 56 kg de magneziu și calciu în jur 200 de kg. De asta v-am prezentat în informație și câteva scheme de fertilizare. Eu acum nu le prezint, pentru că timpul nu, vă rog, delimitează. De asta o să aveți posibilitatea acasă să încercați, vă uitați, dar sunt de scheme de fertilizare de colegii noștri care au fost aplicați anul trecut. Sunt scheme foarte interesante care urmează, vă rog, de asta, pe studia, dacă doriți. Stimați colegi, eu gândesc pentru fiecare este clar și noi am fost la o încheiere, dar nu asta încheiere este de astăzi. Și eu vreau prin a mea îndemnare sau prin a mea apel, atâta timp cât noi vorbim dumneavoastră că investițiile la hectar cresc, prețurile de vânzare a producției vedem cum sunt ele, am văzut despre ponderea la fertilizant, la pesticide care este în prețul de cost a producției agricole și gândesc că astăzi, pentru nimeni nu este o noutate, și tot scoștitizat, că astăzi a folosit eu știu, elementul de hrană sau un mic fertilizant, așa pur și simplu, cum, așa, fără de face o cercetare agrochimică a solului, este cam riscant. Este cam riscant și eu vreau să vă îndemn, stimați colegi, nu mai costă atât de mult, dar dacă noi dorim să ne dezvoltăm durabil și să vedem ce avem noi în pământ și ala și putem căpăta o recoltă cât de cât normală, urmează numai decât să facem o cercetare agrochimică a solului, care prevede cercetarea consumului de humus în sol, starea de sigurare cu azot, fosfor și potasiu, primul și în primul rând. Eu cred că domnul director, în discursul care o să-l aibă, cât de asemenea să vă menționați acest lucru, dar eu vreau încă o dată să mă spuneți să vă îndemn de a face, eu știu, contracte cu lucrare și de a vedea ce avem. Pentru că noi vorbim la general, că avem pământul care are un consum de humus de 10%, dar nu e așa. Dar nu e așa, aceeași gospodărie avem diferite cazuri și mai jos pe voastră o să vă demonstrez, uitați dumneavoastră, de asemenea, după datele Institutului de Agrochimie și Pedologie, în 1897, în solul Moldovei se funcționează la 5 până la 6% de humus. Uitați-vă, în 2005, ele în jumătate au scăzut. Uitați-vă, de asemenea, anii, din 65 până 90, când eram colhozului, când noi introducem cu dumneavoastră cantități destul de mari, de băligar, și tot una, procentul de humus a scăzut în perioada asta, cu jumătate de procent. Astăzi, când noi de vreo 20 ceva de ani am cam uitat de bălicarul ăștia, când avem vitărit, avem o situație, chiar ar vrea să zic eu, destul de complicată. De complicată. Și că vorbim de agricultură durabilă, dar e, în așa caz, nu mai este durabilă. Și noi îi pomenim, uitați-vă dumneavoastră informația următoare, noi în raion avem undeva peste 30% de terenuri erodate. Ce înseamnă erodat? Adică începând de la slab, moderat și puternic. Când humusul, adică este spălat la slab, undeva până la 25% din strat fertil, moderat până la 50% și dacă e puternic, mai mult de jumătate de, este acum spălat. În informație, eu aveam toate primăriile. Dar eu am prezentat numai 8 primării unde
solul erodate, sunt 43%. Uitați la Nicolaica, 55%, aproape 56% din terenuri sunt erodate. Este un pericol foarte mare. Și noi, din lipsă de timp, dar noi am avut anul trecut seminarul la 19 mai, vreau să m-am prezentat și la trecut finanță, cât noi am suferit de furtunul de praf, de erozia de apă și de alți factori negativi. Iată, este de dată început prima întâi. Iată, este domnul Cotonul în raion. Poate le cunoașteți, noi nu vorbim în gospodării, următoare, îți vor fac fotografii. Iată, aici sot care s-au dus, următoarea. Mai, cineva înapoi îl mai aduși? Următoarea. Următoarea, și dai în început, următoarea. Și noi avem o mulțime de cadruri de acestea. Afară de aceasta, stimați colegi, noi în raion avem nu puțin de terenuri care le avem cu alunecări de teren. Uitați-vă, noi avem în jur de 770 hectare unde terenurile sunt alunecări. După datele știi în țâf și aceste suprafețe în Republică se măresc în fiecare an cu în jur de 1000 de hectare. Și atunci când nu se primesc măsuri în complex, e sigur că noi putem ajunge la cele destul de negative. Trecem cu unitate, pentru că nu este timp. Acum, iată dumneavoastră, vă prezentăm cu informații despre dinamica structurului fondului funciar al Republica Moldova sau în Basarabia, este Moldova. Uitați-vă, în 1812, suprafața arabilor alcătuie 11% din suprafața totală. Tot în acest an de zile, pășurile alcătuie aproape 50%, 48% și 85%. Pădurile alcătuie 12%. În 2013, în Republică, suprafața arabă alcătuie de 53,13% față de suprafața totală a Republicii. Pe când asta, pășurile imajul de la 48,8% au scăzut 8,34%. Pădurile suprafața de la 12% până la 10%. Și iată în raion, eu n-am dobit noi spunem cifrele de la 1 ianuarie 2007, deoarece noi abia ieri lucrătorul nostru a prezentat la Agenția Republicană datele sau cadastru funciar, dar uitați-vă, pe raion încă și mai. Suprafața arabă la 1 ianuarie 2016 a crescut 64%, jumătate, față de 53,6% care vede pe raion. Deci și vorbesc de aceasta. Și uitați-vă și Elandie, imașul și uitați pădurile, aici vedeți 74%, dar tot fari și mai socoate, lângă pădurii. Dar realitatea avem 63% în raportul dintre pături și suprafața totală a raionului. Nu v-am dat întâmplător această informație. Dacă vorbim despre o dezvoltare durabilă a agriculturii, noi nu putem vorbi numai despre sădirea fâșiilor forestiere sau sădirea pădurilor sau prelucrarea soarelui sau numai în complex de mascolești. Și atât dacă vorbim în complex, atunci ar lucra cu toți în direcția combaterea eroziunii solurilor, ameliorarea solurilor, sporirea fertilității solurilor și utilizarea deșeurilor. Eu, dumneavoastră, vă prezint mai jos, iată niște recomandări a savanților în agricultură de Republică, pentru că noi tot mai des o să vorbim despre remedierea solului, pentru că solul este degradat, dar oricum, savanții nu au mai multe metoduri, sunt, dar prima ar fi trecerea terenului de la arabil în părloagă și restabilirea vegetației de stiepă, sub influența cărui s-a format cernoziomului. S-a făcut așa experiență la Institutul de la Băț Selecția, și în 15 ani de zile s-a constatat că în sol, adică substanța organică s-a mărit cu undeva în jur de 0,9%. Ce este lucru? Ar fi normal. Dar noi nu putem folosi aceste lucruri din cauza că avem așa de mult pământ. În mijlociu, la un cap, locuitor în Moldova, revin în jur de 42 de ani de pământ. Noi aveam atâtea pământuri să lăsăm pe luagă să steie cu 1000 de hectare. A doua măsură ar fi schimbarea destinației terenului din arabil în pășuni. Și astfel este de vegetație naturale, care de asemenea a fost pusă experiență în raionul Rășcan în Grinăuș, timp de 30 de ani de zile, substanța organică în stratul de 0,5 cm s-a mărit undeva cu 0,6%. Deci tot este careva remediere, dar oricum, noi iar de nou, noi nu avem suprafețe nelimitat și nu avem așa limitări care au fost pe timpul. Următoarea ar fi utilizarea terenului arabele în asortiment cu 5 câmburi, unde un câmp este ocupat cu amestec de lucernă, rai gras, și în felul acesta, adică experiențele au arătat de asemenea că, adică în decurs de s-ar umba masa organică în statul 0,3 cm, s-ar umba s-ar mări cu 0,2%.
O altă măsură ar fi introducerea în sol a gunoiului de grar în proporție de cel puțin 10 ton la hectar. Noi dacă avem raion 66.048 de hectare, 10 ton, noi ne-ar trebui raion 600.000 de toare de băligat de grar. Nu avem am nevoie. Noi. Și uitați-vă că este, sunt date statistici că în 2013 pe Republica Moldova au fost de fapt produse în mediu 30 kg de geante de grânul băligat de grar. E clar că așa introducerea noi nu o să obținem o remediere a solului. Și iată, în anii 81-90, în jos, introducea 6-7 ton de gunoi de grar, dar care asigura un bilanț slab negativ al substanței organice în sol. Acum noi, când nu avem vite, nu avem animale, e clar că și unica, ultima sau măsură, și aici propun să avanței, este utilizarea ca îngrășământ a masei verzi de mese de culturi leguminoase cu graminee. Aceasta este cea mai, eu știu, reală posibilitate, chiar am vorbit de unul sau careva din colegi care sunt în sală, și se propune, adică cultura măzărichea semănată ca cultură intermediară toamna și introdusă în sol în luna aprilie al anului următor, cu câteva 4-5 zile înainte de semănat, adică cultura de bază. S-ar putea ca măzărichea semănată pe un câmp de două ori, toamna și primăvara, și se vorbește, adică zăvanții au constatat că în masa absolut uscată a măzărechii se conține până la 6% de azot. Noi vă prezentăm pentru o informație, iată această primă este după Institutul de Agrochimie și Patologie de la Chișinău, adică măzărechia de toamnă și componența ei chimică, uitați-vă că masa totală de rest organice absolut uscată ar fi de 8 ton la hectar. Au luat cu legii 3 și 4 decembrie consumul de azot, dar el ar fi chiar și până la 5. Asta ne-ar da 272 kg de azot, în jur de 72 kg de fosfor și în jur de 150-160 kg de caliu. Și uitați-vă următoarea informație, măzărechea, după dată Institutul de la Bălți, adică măzărechea încorporată în sol de două ori. Adică semănată toamna, prima bază în sol și adică în două și primăvara semănată, ne-ar da nouă până la 12 tone de masă organică absolut uscată, chiar la 7.34, asta undeva în jur de 410 kg de azot, în jur de 110 kg de fosfor și în jur de 200 kg de caliu. Și dacă noi luăm coeficientul de humificare undeva egal cu 0.25, apoi liber se poate constata că undeva la hectar noi am putea introduce în jur de 3 tone de humus, ceea ce noi ne-ar asigura. Și această metodă ne-ar putea nu asigura un bilanț practic pozitiv al humusului și azotului în sol. Următoarea informație e foarte succint, stimați colegi, cu referință la prelucrarea solului. Cunoaște voastră că astăzi noi în lume, în Republică, vorbim despre două sisteme, convențional și conservativ. Savanții au constatat următoarea informație, pentru că discuții merg largi, pe această chestiune, fiecare are asta dreptate, dar astăzi savanții din Republică și deputare au luat la trei concluzii importante. Prima, sistemul conservativ de lucru a solului trebuie primit ca alternativă a sistemului convențional. Una. A doilea, aplicarea sistemului convențional conservativ determină creșterea consumului de humus în sol. Și a treilea, ceea ce este foarte important, este rolul favorabil a sistemului conservativ de lucrare a solului crește când acesta este aplicat în cadrul unei rotații optimale în osolament a culturilor agricole. Și noi întrebăm cu comentarii, dar noi avem o rotație în osolamentele noastre optimală, dar nu chiar tot timpul. Conform Organizației Mondiale de Agricultură și Alimentație FAO, adică sistemele de lucrare a conservativă solului sunt clasificate în 5 categorii. Sistemul de lucrare de afanare sau mini-til, zero-til, cum îi spunem noi, raion, direct în sol, sau la lăvie, sistem de lucrare în benz, de 5-20 de metri, lucrare de afanare pe verticală, și eu cred că colegul de la Bioleanță vă să împărtășați cu experiență, pentru că deja în toamna trecută au efectuat această lucrare la adâncime de 40 de metri, ca să nu anticipez, o să împărtășați cu experiența acumulată, lucrare de afanare în beloane pentru legume, lucrarea de apărnare a solului, care la rândul său se califică în trei părți, noi folosim toate, adică discuți solului urmată de semănat, arătura cu plugul cizel urmată de semănat, lucrarea cu freza, urmată de mașini rotative urmată de semănat. Vă prezentăm subțin câteva informații de bază, să putem folositoare. Iată,
în ultimii 11 ani de zile, începând cu 2006, vă prezentăm dumneavoastră cantitatea totală pe an, precipitații de unde ai precipitații, dar anul trecut noi am avut 498 de milimetri, s-ar părea parcă, iată, parcă nu-i rău, dar oricum, noi vorbim dumneavoastră, noi am fost afectați de seșta sezonieră și atât următoare informații, vă aveți acolo în tabelele dumneavoastră, vă prezentăm chiar și pe luni. Dar aceasta nu înseamnă că este aceeași cădere de precipitații, tot raionul uniform. Astea sunt datele care ne prezintă un punct mediu care se află pe teritoriul în harta schimb temporar. Dar noi știm destul de bine că teritoriul nostru care este destul de mărișor, că avem încălțări unde departe de aceste cantități care le avem în mediul pe raion. Pierde primatul să fie folositori. Următoarea informație, vă vedeți semn de material de voastră, adică am rugat la Burespatul Bunicianu și ne-a prezentat, adică rezerva de apă în sol, eu vorbesc dar numai de greu după premergător de ferieți sămânați, eu vă vorbesc dar numai unul cu studiați, vă vorbesc noastră de greu, sămânat de vaporul marfă, mai târziu, dacă uităm informația dată, adică în primul metru al solului am putea spune că practic aproape deficit nu este, el este de la 0 până la 8%. Într-a doilea metru al solului, deficitul de apă, la greu după porumb sămânat porumb marfă, alcătuie în jur de sub 20%. Nu în timp a mai fost careva cădere de precipitații, careva zăpadă. Noi foarte mult sperăm că o să ieșim în următoarea informație. Sperăm că o să ieșim în lucrările dumneavoastră cu umeditate. Dar oricum cât fiecare dumneavoastră s-a stăduit ca să stimuleți câmpul din toamnă și acum când o să ieșim, este foarte important de conserva acea apă care o avem, să care o să fie în sol, pentru că au fost ani că noi am ieșit din iarnă drept în vară. Și atunci când o leagă ne-am mai gândit, ne-am mai chipzuit, ne-am mai achipuit, că ne-am uitat de-a noi umeditate. Și atâta noi suntem foarte constrânși. La seminarul care am avut practic atât 12 august, la gospodăria Panclie, v-am promis dumneavoastră să vă prezentăm informații despre rezultatele la porumbul marfă. Acolo au fost, în total, sămânați 27 hibrizi de porumb, cu origini diferite. Și iată, uitați dumneavoastră, informații o aveți, care mai bine s-o, eu știu, arătat în anul trecut, în condiții egale, și de acolo e Șmelier, și Eurales, Ălgie, avem păreri de rabie, avem un singur soi de porumbien, dar oricum, uitați dumneavoastră, la momentul recoltării, consumul de apă în porumb era 13,3. Și avem alți hebrezi, de când vedeți că e mai mult, chiar și mai mult. Așa că, acei care încearcă să zic că soiurile noastre, autoctone, nu știu, nu știu cum, eu gândesc că o leacă, nu au dreptate. Și vreau să vă zic, iată, aici porumbă la gospodărie dată, a fost sămânat la 22 aprilie, premergător după greu de toamnă, arătura a fost efectuată și fertilizat. Odată cu sămânat 80 grame de mofos și în faza de 7-8 frunze, 120 grame de mucigăni, de urei, căpămidă. Decoltarea a fost atât 28 septembrie. Și încă o informație, stimați colegi, unul dintre voastre a fost la câmpul demonstrativ de porumb spărăsoat din gospodărie de Dumnezeu, domnul Tiera, ați văzut de asemenea acolo și uitați-vă rezultatele de asemenea de aviața dumneavoastră prezentată, prezentăm și pe ecran. Este important să pot eu că, iată, ADV, dacă citesc corect, eu știu că nu suntem moldoveni, iată, și în cazul la Dumnezeu, și în cazul la Panclip, iată, din soiul de algii s-a plasat locul întâi. Precum și a doilea, în G30-389, și la Panclip, și la domnul Tiera, de asemenea, se pasează pe locul 2. Și iată, uitați voastre și soiurile de floare soiului, care au fost prezentate la câmpul demonstrativ de la domnul Gen, și rezultatele care sunt obținute. Și încă câteva momente. Stimați colegi, noi undeva suntem, putem spune, în prag de o perioadă de primăvară, dumneavoastră, de acum, fiecare v-a stabilit structura de însămânțare, este clar, dar vreau să dă câteva informații. Cu păreri de rău, din cauza lipsii de apă în sol, noi am trecut, am întârziat cu sămatul grânului de toamnă. La moment, noi în raion avem suprafața ocupată cu grâu și cu orți, în ansamblu, care avem la moment, e cu 4.800 de hectare mai puțin, mai mică, față de anul precedent. Și vedeți că în Republică, suprafața este mult mai mică. La întrebarea, ce va completa această suprafață? Răspunsul este evident. Cred că mușeii mai mari pate fără soarelui. Dar totodată eu vreau să vă rugăm să fiți atenți la cantitatea de apă, la premergător și o să mergem, pentru că poate întâmpla că această discrepanță care noi avem acum.
să ne influențeze nouă reformă. Domnul Ișleaște și Domnul Ișleaște. Pentru că toată de reformă ai o informație, ai o importanță foarte mare. Și ultima chestiune, noi am avut nevastă un seminar anul trecut, la 19 mai, unde am vorbit despre păduri, despre mediul înconjurător. Și iată, la sfârșitul anului trecut, în conlucrare cu Inspectoratul Ecologic, am format, prin decizia Consiliului Regional, o comisie mixtă, în componența căreia au intrat specialiștii noștri din raion, din Direcția Agricolă, Inspecție Ecologică, dar au colegi de la gospodărie Silvic Soroca. Până la moment, putem spune, practic, s-a finalizat verificarea în toate primăriile raionului, terenurile degradate, am putut spune că destinate pădurilor. În majoritatea sau în 99 de cazuri, comisia de lucru a lucrat efectiv, s-au întocmit niște acte, niște constatări. La moment se lucrează cu 1300 ceva de hectare, se lucrează, urmează pașii următori de a decizii consiliilor primăriilor pentru a contracta în pădurile acestor terenuri cu gospodăria Silvic. Eu sunt tot un lucru important, totodată vreau dumneavoastră să vă rog, de voastră pasă de consilieri în sate. Aveți o influență pozitivă asupra cotașilor, oamenilor. Pentru că noi cunoaștem, pentru că primăria se poate să faci contract din pădurile de el, urmează și decizia Consiliului Primăriei. Și în multe cazuri sunt așa, în multe cazuri, pentru că doi șubeni într-un stat fac, cum zice moldovanul, tot pogoda. Că lui nu-i trebuie nică, lui nu-i trebuie, iar are nevoie, are uita țesul de oștri, pască și iarnă și vară. Și lui pe barabană, cum spune, nici eu ce se face. Că noi nu avem specificitații, că noi nu avem și așa mai departe. Deci rugămintea dumneavoastră este, dacă conștientizăm, în o măsură în complex, de remediere a fertilității solului, de combaterea eroziunii, dar care sunt metodele? Sunt bine cunoscute, astfel rugămintea este de aceea ca dumneavoastră cât de cât contribuiți, pentru că acest început care noi l-am lansat să aibă o finalitate pozitivă, să putem împăduri cât mai multe terenuri, ca să putem, în perspectivă, avea o climă, eu știu, favorabilă pentru afacerile noastre în agricultură. Cam tot, stimați colegi, parcă nu lungă asta ea. Deci, noi am dorit cu dumneavoastră ca să facem un schimb de experiență. Chiar vă rog, deci, savanții noștri, ca să sunt invitați, au scrie la noi ca mediatori, acolo unde dumnealor vor considera că noi le-am luăm mai într-o parte la realitate, mai într-o parte de ce și de cum a știința de mult o constatat, dumnealor au să intervină. Dar eu, dumneavoastră, vreau să vă rog ca fiecare dumneavoastră să vă expuneți cu părerile asupra oricare problemă, chiar dacă problemă eu n-am atins-o în discurs legată de alți factori tehnologici, noi avem de ce să discutăm, deci noi am dorit numai, eu știu, să ne îmbogățăm cunoștințele noastre, toată viața învățăm, și că la urmă constatăm că de toate nu cunoaște de ce și ce trebuie să cunoaște. Atâta, vă rog, cine dorește primul? Savanții au să vină cu, dacă dăm cu unda savanți, vorbească de o jumătate fiecare. De atâta noi, doamne savanți, au să revenim ca mediatori, unde au scoate pe un loc cam raza, au zis, stați băieți, că aici de cum este distință constatat. Iată, noi foarte mult, de cum a treilea an de zi, dumneavoastră, facem așa schimb de experiență, îi zăcut din vas, este pozitiv și este folos. Precum că atunci când se face, eu știu, contorul și proc. Eu tot eu pat, văd cât de dumneavoastră comunicați, vă interesați, de atâta, dacă nu aveți împotrivă, avem urmă și mai cu experiență, mai puțină experiență. Bine, hai care, cine primul începe? Cine primul pe gheață? Mai cu experiență. Mai cu experiență? Bine, dacă mai cu experiență, părere de rău, un coleg, acum dimineață, care foarte amabil și comun, chiar am multe discuți, dar eu transmis că la Politinică, gripa asta, o zis că gânduie, îl rugăm pe domnul Popovski, agronom din gospodărie Tetracom Agro, lui are o experiență foarte bogată și chiar vă rugăm, pe care poziție voastră găsesc de cuvință, să vă împărtășesc cu... Și e clar că noi nu putem, cei ce faci la Gendier, să aplicem unul la unul la... Eu știu, o altă localitate, pentru că sunt condiții de sol, condiții de... Dar oricum. Eu așa, scuze, că... Da, de jos.
găsit aici o situație interesantă, care e interesant pentru noi. Gospodăria noastră, avem mai scurt 2300 de hectare de pământ arabil și de livada a rămas 100 din 210 în 2 ani de zile. Ceea ce privește, gospodăria noastră se află la 14 km, dar punctul care dumneavoastră s-a văzut, deși e de la spolii care sunt datele meteo, da. Și dacă la dumneavoastră este din 2010, eu am din 2013. În toată luna, cât precipitații și anual. Dacă luăm 2013 și punctul florești 529,6, la gândești 481. 2014, florești 482, gândești 483. Și aici e cel mai interesant, 2015 și 2016. 2015, florești 324, gândești 218. 2016, florești 498, gândești 387. Dacă ați observat aceștia ultimii 2 ani, e diferența în jurul la 100 de milimetri. Închipuiți-vă ce înseamnă 100 de milimetri anual. Asta e foarte, foarte, foarte mult. Toate că la mine aici sunt semnate și, iată, și 2 milimetri și 1,5 milimetri pe lună. Ceea ce privește, asta e ca o informație, ceea ce privește prelucrarea solului, în deoseb noi nici nu știu cum s-ar putea denumi prelucrarea, mai scurt, 60% din sol se lucrează cu scarificatorul și 30% se lucrează cu întoarcerea brazdei. Adică, odată la 4 ani, primește arătură. După datele care le-ați văzut dumneavoastră la Tetracom, gospodării Tetracom, o pondere mare din cheltuieli este chimia. Deoarece noi suntem o gospodărie semiceră, ne ocupăm cu creșterea grâului, o atenție foarte mare se dă fertilizanților și lupta cu boli și dăunători. Pentru că ca să ai o sămânță de calitate, trebuie să investești. Ce lucrări se fac la grâu? Dacă să luăm în deosebi, la semănat dăm câte până la 100 de kilograme odată cu semănatul de nitromofos și în timpul vegetației lucrăm de 2 ore. Azotul îl împărțăm de 2 ore al dăm. În ceea ce privește lucrările chimice, lucrăm de 3 ori, fungicid împotriva bolilor și dăunătorilor. Și asta e parte. La eslanti culturi, dacă luăm porumbul și floarea, îngrășăminte dăm până la 50-80 kg într-o mofos și silitra murecală în tuc până la 120 kg. Ceea ce privește, ne stăruim ca floarea soarelui. Când am venit în 92 la lucru, din 92, 5-6 ani zile am ținut 7-8% din suprafață de răsărit, din toată suprafața. Acum am ajuns până la 20% anul trecut. Și cred că suprafața cu timpul o să mărească, pentru că unica sursă băneasă care poți să o faci, e clar că de la culturile tehnice, de la floarea soarelui, de la rapiță și tot așa. Pentru că astăzi cu grâu, cu părere de rău, nu se poate făcut bani. Cheltuielile sunt foarte mari, dumneavoastră ați văzut că sunt la 12.000 cheltuieli la hectar, dar prețul la noi așa e. Cum e puțin, prețul e mare. Cum e mult, prețul e mitel. Dar noi nu plănum cheltuielile ca și anul ăsta greu mult, să avem cheltuieli mari și la anul viitor și
Grâu mic, cheltuielile sunt tot într-același volum în fiecare an. Așa că vrem, nu vrem, ne împinge ca să încălcăm regula agronomiei. Asta e cam tot. Bine, mulțumim. Dar comparația o faceți? Păliești stația de stat și Florești. Și gândești meteo de asta privată sau este și acolo stație de stat? Nu, nu, e privată. Privată, da. Avem și o stație electronică, dar la cei electronice, părere rău, când îngheață nu poți să vezi umiditatea. Dar avem stacantre de acolo care se poate... Bun, mulțumim, domnul Brunom. Deci, copiem care următorul dorește. Poftim domnul Burdura, agronom de gospodărie Bivalianță. În gospodăria Bivalianță avem cesiune, ne desfășurăm activitatea pe aproximativ 5.000 de hectare. Și toate 5.000 de hectare din prima zonă când s-a suponit activitatea 2011, dar atunci practicăm lucrare de cală, adică fascinarea fără întoarcerea brazului. Tot atunci, pe moment, am încercat și tehnologia motiv. Din toate concluziile, și posibil prea devreme, cu terenurile cozulate, prea bulemoase, prea ca să putem să vedem și rezultatele la motiv. După aceea, acum mergem pe minichele la motiv. Sper că asta s-a revedere greu de toamnă, seamă, fără arături. Plug în gospodării nu avem și nici nu planificăm viitorul apropiat. Avantajele la lucrarea fără întoarcerea brazului. Încet cu încetul, încep să apară de la să vede stratul ăsta de până la 15-20 metri, ca solul să vede o organică deja diferită față ceea ce am luat în prima zonă. Tasarea terenurilor, chiar și primăvară, o să mă afară, nu este ca pe terenul arată. Ce ține de erodare? În plan să mergem și spre scriptie. Sunt interesante. Are și dezavantaje, dar totuși mai importante sunt avantajele care sperăm ca urmașii noștri să vină mult de rău pe ceea ce învățăm. În general, asta ce vreau. Aici trei rezervații privitori, dacă nu vă spate la direct. Iată noi, eu am făcut iar la fie vestea. Este un studiu agrochimic a solului. Nu trebuie să dăm la voastră. Este necesar sau nu este necesar? Este foarte strict necesar. Acest studiu, în suma, adică, chiar zicem așa, o cartare a terenului. Nu este nevoie de o tehnologie fiecare câmp, chiar printr-un câmp, totalmente unul și acești câmp. Este nevoie de pe partea câmpului, mai multe lucruri, pe partea câmpului, tot așa și ține și de densitatea planului. Sunt un câmp cu zalopat pe o sută de parcele. Ce ține de densitate și potențial. Vă mulțumesc. Ce doriți? De la câte ani mă întoarce stofnarea asta? În dependență de cât de tare se... După necesitate, care se spune așa. Să iei cărlețul, sapă. Este necesară, îți faci multe ori. Este necesară de acum, dar nu să fie. Și în dependență de cultura care e. Sub sfetul, întotdeauna se sapă. Sub grâu nu se pune niciodată. Și așa dacă este. Afnatul? Da. Sub sfetul e la 35-38, chiar că nu sunt toate de dependență de iarăși, la fel de necesitate. Unde e stratul cel mai tare? Totdeauna ies cu o dată în 3 ani, se merge cu scarificatorul acolo.
diferit de la când la când. Adică nu... N-am făcut o statistică, spun, sunt câmpuri care le-au dat la 2 ani. Mai mult plasă, mai... Stratul de jos, mai bătută, mai plasă, mai așezat. Sunt câmpuri care și la 3 la 4 ani nu, nu necesită, independent de ce culturi. După grâu, chiar după curum, nu este. Tipul de sol, tot e. Da. Da, poftim, domnul Dura. Eu vreau să mă adresez toți fermierii mici, mai mici și mai mijlocii, vis-a-vis de întrebarea respectivă a domnului de la Alianța, referitor la acționare, când o gospodărie cu 100 de hectare o să dispună de asemenea utilaje ca să-și poată face, de exemplu, aceeași tehnologie care spune la Alianța. Îi dormesc eu niciodată. Nu o să fie în stat, noi uităm și la politica statului, care spune și domeniul agriculturii, o duce și... Deci, pe gospodăriile astea, cu mii de hectare, spune în capul miesul, mii de hectare, și atunci noi, când o să-i pomenim cu rezultate. Dacă avem o fermier cu 100 de hectare, domeniul, când în sala asta sunt de ajuns, fermieri care pot să facă agricultură, pe un lucrat, pe generații, poate, din tată în fiu, transmis, de exemplu, în Polonia. Apoi atunci cum o să faci un hectar și alt stecul cu oameni și 40 cm, fără arătură, cu dificitul ăsta de precipitații la nivel de țară? Cred că nu. Nu o să faci. De-aia spun că ar fi bine ca să avanțe, să ducă mesajul nostru și acolo la științele, la Academie de Știință, ca să spună în capul mieselor la nivel de țară și alte discuții vis-a-vis de tehnologii făcute în Republica Moldova. Tamac pe aceștia care și vrem să facem și noi agricultori, nu pierzi și noi rântânii, și noi agricultori. Deci atunci când spune accent la nivel din Uniunea Europeană, Republica Moldova, se discută de fermieri. De fermieri care în alte state aduc și o economie însemnată la nivel de țară. Noi, eu nu vreau să-i jignesc pe domnii care au suprafieță, sunt super, dar eu, știți, ca țigan, nu apăr și eu pot, în sensul ăsta. Dar vedem noi și înțelegem foarte bine că la nivel de țară asta se duce, asta se duce. Eu am stat din 90, sunt pământul privat, atunci când s-a discutat politica agrară la nivel de țară. Întrebarea clară e despre reprezentantul Ministerului Anuare de Cuvânt, cred că o să vă... Da, să mânți despre sperma, o să dă chimie la fel, dar e ca tehnologia este cum un motan de MTZ și o să faci. Să faci în agricultură. Ca adăugare la asta, aș vrea să spun în felul dat. Orice fermier, dacă are 15 hectare, 5 hectare, 100 hectare, 1000 de hectare, propunerea investiții într-un agregat de lucrarea de bază a solului. Poate să o facă în grup, poate să o facă în coordonator. E important să fie jurință. Da, nu, nu, nu poate fi o dezvoltare într-o fermier mic și fermier mare. Fiecare da, începe la următor. Următor, poate ce doriți să împărtășa asta cu experiența ta. Eu în discurs am menționat mai multe exemple, gospodăria din Dumurgeni. Știa și ieri când vorbim cu colegii, iată, cifrurile, și noi învățăm, destul de pozitive. Adică investiții la hectar, cifrul de costă. Dacă Nicolae va zice, mă dă mai împotrivă, îmi doresc, eu știu, noi să legem ce înseamnă pământ la Dumurgeni. Eu știu, eu nu văd de Dumurgeni, știu cum din mâine spune. Dar oricum, care este dumneavoastră? După cum am menționat în acolo, eu lucrez la noi ca președinte Cogos, eu lucram la Agronom Protecție atunci, ne-am luat cunoaște toate câmpuri la noi, toate că acum unde câmpuri care au fost mai bune le-au luat, din pământ undeva în jur la 300 la 400 de care se bate. Și timpul a luat... Proprietari. Așa era mai multe care au fost mai bune.
Și pune sortă de și pune sortă de apă. Și putem pune la Nadia dacă e făcut acolo, ia și la cheltuielile care s-au făcut. Dar și poți să menționezi. Menționez deodată, că niciodată noi nu dăm atâta chimie, cum folosește Băgrinești, cum folosește Chimiești, atâta hrană și lătare, atâta, se vede și la cheltuielile, la noi, la hrană, cum lătare, atâta și este, atâta și rezultate. Poate mă uit la ei, deodată chiar am întrebat, pentru că nu ne rușine să vă. Păi, bă, și băi, spui, și parcă au trage păi, că grilul ăla crie așa. Că e că așa crie. Dar și dreptul, dar ce crie problema să crie? Dar kilogramul se mă țin la toți totul. Și cum m-au încercat și eu la acest preșpație. Deodată ajunge ploaia până la Rogojeni, acolo de vară, ori dași până la Ghindești, Florești, unic în neac, Florești, dar acolo nu-i nică. În zona acela nu-i nică, mai ales la Dumnezeu, care știe acolo pe Mărcea, acolo, dar plouă astăzi, dimineața, seara, poți să-i încercă. Eu le puteam pe Mărcea, spui, ți-le mor să duc cu suc. Și ieși la noi, citați-i, tu și la este. Am mai lucrat pământul, după cum am întâlnat la Bioreanță. Noi lucrăm câmpurile care se mănâncă cu greu, cu mugleare. Astea sunt creați ceva minutie, tot cu greu crema. Dar este, tot are. O parte avem, unii pot spui că suntem vieți, că cum leada și vieți, au încercat probleme și scăpat de aroade, măi, dar nu trebuie să trebuie, dar Dumnezeu cam acum 8-6 toni de ori. Corături, petrezea. Nu era roade mici, nici atunci corătură, era roade mici. Era poporomul de de 8 ori, de bine și de de. Nu pot să tehnologii și el bine. Era asolament. De că ne întorcem la asolament la 800 hectare. Și asolament poți să faci. 800 hectare și așa încât, cum mă zicem noi, când este stăpânul și spune, și trebuie să am asolamentul de care. Anul ăsta a început cu anul trecut, a început a lucra cu sistema asta, cu ecosistema, cu producție ecologică. Și începând de anul ăsta, văd că avem 50 hectare de mazări. De semănat. Și e așa să crește. Ca să nu ducem un fel de asolament. Să producem culturile astea în asolament și noi ca și cum crește. Așa la Gândești, așa la Bărgânești, îi cresc soi, îi cresc mazări. Care este primărgător, dar e foc de trebuie să le. Și așa așa tot în soare. Dar văd dacă crește în afară soarele, porumb și astea și coțiile. Și să fie când trebuie să ne trezăm, pământul să rămâi cu șasim tehnică doar. Dacă a treilea an se întoarce floare soarele înapoi. Deci eu vă spun să întoarce a treilea an. Care este părerea dumneavoastră prin cercetarea lui chimica? Noi păcem, păcem în următor pe cercetarea lui de vară, ce știi, vin și facem așa. Nu mă pun de prietului, dar mă pun să mă întreb și să mă întreb la o piață așa. E rezolv să îmi produci așa. Dar să pun grâul și să-l dai cu 2 lei, să-l produci atât. Poftim, cine mai dorește? Stimați colegi, din agronomii care mai cu tar, să spunem, Grigore Damianoc, de-a voastră, lucrați de foarte mult așa. Ce nu este? După cum știți, dumneavoastră, noi s-a schimbat conducerea, s-a schimbat denumirile astea. Mai întâi suntem o organizație nouă cu Gaulei. Tot așa ești lucrători suntem, agronom și inginer și restul, azi deci mai mult. Suntem 27 de persoane, cât cu 40, cât cu la 1600 de hectare. Am făcut așa o... Și ce îi privește culturile agricole? Eu am să vorbim de anul ăsta, cum miernează. Am semănat târziu grâul de toamnă și orbul de toamnă. Fiindcă condițiile climatice și știți cum fost anul ăsta. 3 luni de zile, domnul Igor a menționat aici, că eu fost foarte puțin la noi, nu suntem vicini și foarte puțin și am, toate astea am lucrat cu clipuri, cu BDTŠ, lucrat de ori și primărgătorul la unul principal, că e soarea soarelui. Știți, dacă când am lucrat prima dată, s-au primit blocani mari. A doua oară, am fost o ploiță așa mai, undeva de 10 mm
și am prelucrat în dată după aia și s-a migrat. Bolohanii s-au stricat și am putut să mănânc. Și totodată noi am întârziat cu săptămâna, noi la sfârșitul octombrie am terminat de săptămânat. Chiar și la 1 noiembrie am săptămânat în câmp. Săptămânăturile se arată slăbut, fiindcă ei nu m-au avut singur fierul, nodul de sânfățat, nodul de timi. A noi a fost o perioadă de 13 grade în parcurs anul, înainte de anul nou, și fără zăpadă. Și eu mă îngrijoram. Am fost și m-am uitat la grâu, parcă normal nu era. A noi, la mine, substanul întrebări, lucrurile s-a fost că atunci aici de 13 grade și m-a influențat. El, un răspoc era și mai mult. Dar noi, câmpurile s-au ferit faci cu zăpadă, la Igor îți spune că pieți sunt, la mine văd că zăpada se menține măcar cu părți, topire și iară, am o iară, la creșimul, spune greșa. Cu lucrările agricole și facem noi înainte de samanat grău. Eu v-am spus dumneavoastră că acum am lucrat cu discurile. Celelalte câmpuri le-am arătat toate. Și vă câțiva ani urmă, să știu. Câmpurile noi sunt nivelate toate. Am de nivelat încă 220 hectare și o să am în liber. Arăm cu John Deere, cu PN8, cu plug rotativ. Din nivelat avem, este ea, turbocombinatorul grabil, este cu buronul, este cu noi zicem, este ea, turbocombinat. Și se primește, are și nivelator, are și care se părâme bulgări. După ploile este care au fost înainte de anul nou, și am tot lucrat. Am înghețat și am lipadat. În ce își privește erozia câmpurilor. Da, într-adevăr, la noi anul trecut ne-am făcut o prostie mai mare ca noi. De fapt s-a amestecat conducerea veche, nu au vrut să introducă bani. Am vrut cu astea, cu prelucrat la adâncime, câmpurile care fi secolul fost. Și s-a hotărât să dăm cu discurile. Discurile, vedeți așa, știți cum e. S-a luat plasul deasupra, undeva 10 cm și am semnat floarea soarelui. Azi primăvară a fost o ploaie abundent, așa, și 12 hectare eu am măsurat. Dacă un câmp îmi pare că așa e. Mi se pare că e, dacă nu știm, la numai este. am semnat floarea soarelui, după aceea au fost, erau două frunze, patru frunze erau la șumări, o ploaie și o spalate, așa. Și am măsurat 12 hectare de sol, mi l-a dus de vale. Și am fost nevoit și am da, e că e la noi, îmi pare. Cred că acolo e... Nu e la noi. Nu, la noi știu care, și văd că e păduriș. Dar da, seamănă, că așa au fost. Este plus că este la altă așa. Da, este... Cum te șirete, că ne-a murit ei capra rămas și capra la veșină. Încă-i bine, dar... Bun, astea, eu am grijă de chestiile astea, nu cred că n-am putut să facem lucrurile astea mai departe. Asta e pentru urmașii noștri, am să vă zicem așa, catastrofă. În privința la împădurirea... Împădurirea. La noi a fost soldat în primărie, că trebuie de o suprafață oricare de
de păduriști să împădurească câmpurile, unii să, unii erozii de vânt, unii mie ca specialist nu mi-a spus nimic la primărie cum este. Dar eu am auzit din auzite, îmi spun că să ia ca să aflu niște pășuni să le împădurească, numai să împlinească planul. Nimeni nu se... De acolo să, de la primărie sunt oameni necompetenți care în privința asta se ocupă. Cum a spus domnul Nato, aici 2 șobieni fac tot pogoda. Eu cred că am 2 ani de zile, tot am probleme cu șobieniște. Pădurișele, la 1 metru jumătate, se vede dintr-o parte în alta. Căprele le-au mâncat pe. Ori vorbești cu dânsul, ori nu vorbim, șobienii de bil și ăștia stăpânii tot așa. Stăpânii primări, păstesc oile. Nu mă interesează zi oile să pui. I-am și plătut, i-am și spăriet, i-am și dămnul și i-am făcut. Zero emoții. Da. Și așa se prelungește și în ziua de azi. Mărcu, eu chiar altă e. Mi-a făcut ca un observație, vezi? Te văd să ai probleme. Nu, mă duc, nu, că eu zic, că nu-i suportă să-i așa. Ok. Că n-am pe unii treci. Este lege, de la Sfântul Andrei până la Sfântul Gheorghe, n-ai șcata pe deal cu el. Vedem prin soci, treaba lor, prin soci, mie nu mă interesează, asta e... Serie este uitare. Ce-am uitat încă? Mulțumesc de timp. Vreau să întreb o întrebare. Ia că chestia asta care a spus cu bătătăul după sfetlă. Da? Și credeți că spălarea, dacă ar fi fost o arătură adâncă, care nu era? 100% este. Mulțumesc. Bă, era. Eu am arat. Când? Nu arat. Nu la 10 cm, dar la 20 cm. Nu, nu arat cu este cu globocorhlitru, cu gratele astea, la adâncime, de mărg. Știți cum e? Eu mărg e ca pe... nu pe diagonală, dar... Curmezeșul. El se adâncește acolo la 20, la 30 cm, da? Când merge apa, el se împlă, gaura asta se împlă iasă la altă și... Și nu se duce apa de vale, sfărâme treaba asta. Dar cu discurile el, așa ea, fiindcă era uscat și l-am afanat la 10 cm, mai mult discurile s-au dus fiindcă era uscat. Și e ca problemă, e ca rezultat. Ce ne colegi încă mă dorește? Mai avem un, acum, e mai mult specialist, dar eu nu o să supere pe nimeni, dacă nu are împotriva Andrei Gheorghevici, Josanu, care de asemenea are o experiență foarte mare în agricultură, chiar am dorit să mă rugăm, din experiența dumneavoastră, asupra căror elemente au urmat colegii de mai mare atenție, să pun dumneavoastră, reușiți, am binat greutățile cu posibilitățile, dar oricum, obțin rezultate destul de bune. Și în primul caz, avem gospodării care a suprat până anul trecut, și chiar în a doua gospodării care acum au lucrat, de asemenea, peste rezultate foarte, foarte bune. Bine, mulțumesc. Și scuze, dar eu nu am fost primit până astea, însă... Bine. Reșind de bani, am făcut o mică analiză la tablițele care am văzut, sunt mai sus numite, sunt... Toți nu suntem colegi, noi toți colegi, bine, stăm la masă de tot, vorbim, dar nu suntem colegi. Facem, rocem îngrășăminte, folosim, nu folosim și cum lucrăm tehnologie. Fiecare are nuanțele, fiecare are specifică de lucru, care e specificul lui, a gospodării și personală. Și vreau să mă opresc la ceea. În primul rând, noi am vorbit asta când am început afacerea masă rotundă. Într-adevăr, analiza chimica solului, asta e prima întrebare care l-a dus agronomul. Dar eu sunt cu dânsa și care o facem regulată, atât în tot anul și mai ales după recoltare, să facem în gospodării.
facem la diferite întreprinde care noi ne asigur cu datele care sunt mai corecte, care sunt corecte, dar reșit din datele cele care le primim, noi putem timp de o an de zi, timp de 2 ani de zile, ne folosim și aducem câteva rezultate care avem la moment. Eu o să ating o singură întrebare, știu că vrei să vorbim, vreau să mă vorbim cu sămânțurile. În tot anul, aceeași problemă, mai ales cu porumb la porumb. Treaba să sunteți de acord. La porumb, porumbul. Nu-i prima reproducție, cei care am avut noi porumbul și al care ieșe reușit ghibriză de francez. I-a dus eu din porumb, prima reproducție, adevărul exclusiv. Nu procedeam multe greșelite, nu era mai mult precipitație. Dar roada era mai mare. Acum precipitații sunt la nivelul cel de ani, cei care au 80-90, greșelite tot de ani. Dar nu e porumbul cel arat, este un ghibrid nou, anul ăsta este 99,03. O dat variabil exclusiv, 9 toane, 9 toane 500, 8 toane 500. Așa, LG-urile s-au dus 23,06, se producă Moldova gata, nu se pare piață. Ce vreau să spun, că nu sunt corect firmele cu noi. Firmele, într-adevăr, care produc servinți și comercializați, au apărut zeci de firme care vin și ne citesc nouă lecții și ne spun și ne amăjesc și așa mai departe. Așa e, așa e și nu sunt corect. Așa, la un nivel de stat, așa, Sfânta Semincieră, știu, Republicană, într-adevăr, sunt de licență la toate, toate întreprinderile sunt. Am mai apărut în câțiva de firme care realizează. Dacă într-un moment vine o machinie, mă vând și sămânță și motorină și negru vând. Dar nu este imposibil așa ceva. Dar sămânța e sămânța etapă, asta e baza la tot. Și e foarte posistor. Hectarul la fiecare hectar e baza la peste 2000 de lei, așa nu așa. Când te uiți, momentan și nici normal, dacă nu. Te întrebi, de ce eu dat porumbul să ce dai cu el? Dacă se cultivă 2-3 ani din Moldova în hibrid, momentan, la 2-3 ani, am început să apare problema. Primul an când vine hibridul de disipătare, atunci tot e normal. Și momentan îți spune, e prea agrofonul puternic, îngreșăminte multe, precipitații multe și el de-a n-ai unde crește. Și dacă avem cu ce. Dar nu e așa ceva, eu nu știu. Mulți au părerea asta, sunt de părerea asta, sunt împotriva la părerea, dar totuși, de primii ani, ca hibridul, cum au apărut un hibrid, un an de zile, noi suntem mulțumiți. De roadă maximală la greșit, la același agrofon. A doilea, a treilea an îți pare rapid ca dată. Și dacă floarea soare, floarea soare tot. Ultimii ani când s-a început a produce floarea soare în Ucraina, în România, tot începe să pierde din potențialul acela care aveau hibrizii ăștia la începutul lor de a produce aceeași 23, 33, 35 hibrizii. Erau extraordinare, 4 toni. Acum anul ăsta, care rar că vorbește 2 toane, 300, 2 toane, 500. Care e problema? Care e problema? Într-adevăr, suntem duși mare și ar fi normal ca întrebarea semințelor de adusă peste hotare, de luată la un nivel de cozelor, un nivel de respublică.